În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, cu această prea frumoasă și plină de har slujbă de priveghere, am intrat în praznicul binecuvântat al pomenirii Sfântului Ierarh Iosif, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. A fost darul lui Dumnezeu trimis bisericii din Moldova celor veacuri. Era sfârșit de secolul al XIX-lea și vremurile nu erau tare bune. Aici, unde ne aflăm noi astăzi, era o catedrală, o biserică mare începută de mult timp și neterminată. Devenea incomodă această clădire pentru urbea de atunci. Oamenii erau sărmani în Iașul acelor vremi, erau necăjiți, erau fără de mângâiere. Și ce a făcut Dumnezeu? Care a fost soluția pe care Dumnezeu a găsit-o acestei stări de fapt? Un om. Nu era prea chipeș, nu era în floarea vârstei, nu era nici până la urmă atât de cunoscut. Iosif, episcop de Argeș de vreo 2 ani, a fost omul pe care Dumnezeu l-a trimis în Moldova și care a schimbat fața Iașilor și fața Moldovei în cei 27 de ani de păstorire aici ca mitropolit. Și cum a păstorit el aici? Având atenția îndreptată mai mult înspre ce? Sau înspre cine? Înspre oameni. Da, i-a avut în grijă mai întâi pe preoții săi, bineînțeles, pe monahii, pe călugării săi, din bisericile de mir, din bisericile de mănăstire. Dar i-a avut în grijă și și-a îndreptat inima și cugetul și toată lucrarea lui, să spunem, vizibilă înspre oameni. Săracii erau prietenii lui. El a devenit tatăl, mângâietorul celor sărmani, celor orfani, celor bolnavi, celor pe care nimeni nu-i mai băga în seamă. De ce? Pentru că el a înțeles că dacă ai în vedere pe om, vin apoi toate celelalte de la Dumnezeu. Iosif este Iosif cel Milostiv, nu dintr-o stare emoțională. El nu făcea milostenie pentru că inima lui era mișcată la nivel psihologic, emoțional, când vedea oameni cu necazuri, oameni cu probleme, nu. El vedea în fiecare om în necaz, vedea un om pe care Dumnezeu l-a făcut, vedea în el pe Dumnezeu, vedea chipul lui Dumnezeu în acel om. Fiecare om căruia îi punea în mână sau în traistă un ban, cel puțin de o pâine, știți prea bine, sau altceva, el vedea pe acela pe care, pentru care Dumnezeu s-a făcut și el om, a trăit, a primit răstignire, moarte și a înviat pentru om. Dumneavoastră, de pildă, nu sunteți în această catedrală sau în parohiile de unde veniți. Nu sunteți așa o masă de credincioși impersonală. Țara aceasta nu este alcătuită din câteva, mai știu câte ori fi acum, 14, 18 milioane
de cetățeni atât? Suntem doar o statistică? Suntem doar un număr? Omul este un număr? Știm prea bine, în timpul regimului comunist, când intrai acolo, ți se punea aici o cifră. Nu te mai chema Maria, nu te mai chema Ion, erai o cifră. Avem câteva luni bune de când în fiecare zi, la orele 13, ce ni se comunică? Cifre. Cifre de oameni care s-au infectat, cifre de oameni care sunt la ATI, cifre de oameni care au plecat dincolo, slavă Domnului, cifre de oameni care s-au vindecat, dar să nu cădem în capcana de a rămâne doar la cifre. În spatele acelor cifre sunt oameni, în spatele acelor cifre sunt suflete, sunt dureri, sunt vieți, sunt inimi. Acum câteva zile am fost la o slujbă, la o școală și am primit un pomelnic cu nume. Și nu erau chiar puține. Și a trebuit să le pomenesc pe toate. Poate unii s-au simțit inconfortabil că a trebuit să stea ceva mai mult să le pomenesc pe toate. Și am simțit la sfârșit să zic, nu e o simplă înșiruire de nume. Aceștia sunt oameni, sunt suflete. Dumneavoastră, ca profesor, nu aveți niște așa conglomerate de celule care vă stau în față. Într-o firmă, nu aveți angajați cărora să nu le știți nimic din viața lor. Ar trebui să învățăm mai bine lecția aceasta, fraților și surorilor. Cât de prețios este omul? Și cât ar trebui noi să-l prețuim pe cel de lângă noi. Vedeți dumneavoastră, în spiritualitatea noastră ortodoxă, când avem o necaz, o problemă, unde mergem? Apelăm la o carte, la un cod de legi? Dumneavoastră vă duceți, și să nu fiu înțeles greșit, dumneavoastră când aveți o problemă, vă duceți să deschideți Sfânta Scriptură? Nu. La unde mergem? La un om. Mergem la un părinte. Mergem la cineva în care cuvântul Scripturii s-a întrupat într-un fel, să zic, și El ne dă rezolvarea, El ne dă mângâierea, El ne dă soluția. Cât de frumos ar fi un proiect de țară, de autostradă, de ce vreți dumneavoastră, un proiect edilitar, dacă nu sunt oameni care să pună, să dea ființă, să dea viață acelui proiect, degeaba. Așa este sau nu este așa? Hai să învățăm, să reînvățăm să ne prețuim, să ne acceptăm, să ne îngăduim, să ne iubim. Lunile acestea de măști pe chipul nostru ne-au distanțat nu doar fizic, ci ne-au distanțat și lăuntric. Când vom prețui pe cel de lângă noi, atunci vom fi asemenea Sfântului Iosif cel Milostiv. Prețuiți-l pe om, cinstiți-l pe om, nu-l judecați pe cel de lângă dumneavoastră, nu știți ce are el în spatele unui gest. Nu știți ce dar se află în cel care se află lângă dumneavoastră. Iubiți-i pe oameni și Dumnezeu se va bucura că n-a fost în zadar dragostea Lui pentru om dusă până la jertfa de pe cruce. Și astfel cred că îl vom cinsti cel mai bine și mai frumos pe Sfântul Iosif, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, darul trimis de Dumnezeu Moldovei, omul trimis de Dumnezeu oamenilor Moldovei. Amin.